el din lume. Premiul, primul premiu din seara asta merge către domnul Panaite și este papornița moșului. Pentru că din Străbun, din Străbun, produsele tradiționale ale noastre este papornița de noastră. Iar o să-l invit în câteva momente să vă prezinte falsul pe lângă coiful reginei Tomiris de la doamna Zaporojan, care a câștigat The Battle of the Bellsmith 2022, principala competiție internațională de meșteșugărit în creația handmade de bijuterii. Domnul Panaite a câștigat acum 10 ani de zile cu frații Stoica, Pitbull, Atodiresei, foarte multe premii la nivel mondial și împreună cu el în viitoarea stațiune Faran de pe muntele lui Prometeu să reînviem sportul în România. Luptele K1, iar acest fals, o să-i dau cuvântul să vă zică câteva cuvinte despre el, ce înseamnă el și cum a fost construit. Este o reproducere istorică cât mai foarte aproape de realitate, exact ca și coiful reginei Tomiris prezent în expoziție. Wow, aici nu mă mai pricep. Când vine vorba de... Exact ca și când am povestit amândoi. Da, văd că sunt foarte mulți oameni aici care știu despre ce vorbesc. Pe mine m-au pasionat luptele dintotdeauna și mereu am simțit că neamul nostru strămoșesc este un neam foarte mare. Și am reușit să demonstrez că noi am fost foarte mulți ani campioni mondiali, cum ar fi fost la fotbal Barcelona și GTA Madrid, am reușit noi la București cu respectiv. Dar acum vreau ca să o aduc la locul de bașă, nu de unde sunt eu, și am început de la zero. Vreau să spun că m-am atras foarte mult, ca și pe toți de aici, cred că, istoria noastră, trecutul nostru. Și am început să studiez și chestiile astea. Și asta, într-adevăr, este un fals care, după cum știți, înainte pe noi, pe străbuni, nu știu, interesa utilitatea lucrului, nu frumusețea. Dacă uitați, nu ați găsit niciun fals care să aibă aur pe el, să aibă argint pe el, dar toate erau din oțel. Da. Toate erau din oțel. Deci ele erau foarte bine ascunse. Deci unele semănau cu secerea, una. Asta seamănă mai mult cu coasa. E de la mai sănătos, mai